După câteva zile în care nu s-au încasat impozite și taxe de la populație și de la agenții economici timp în care s-a finalizat închiderea anului 2020, iată că de luni, 11 ianuarie, Direcția de Impozite și Taxe Locale de ITL, de pe lângă Primăria Satul Mare, își rea activitatea cu publicul. În prezent se pot plăti doar amenziile. Începând din 11 ianuarie, la sediul de ITL, programul de lucru cu publicul va fi între orele 8 și 17. Iar la punctul de lucru de la etajul 4 al magazinului Somișul între orele 9-16.30. De la Vasile Tincu, directorul Teitele Satul Mare, am aflat că impozitele și taxele locale nu au fost majorate pentru anul 2021, dar au fost indexate cu 3,8%, ceea ce înseamnă rata inflației pentru anul 2020. Cu alte cuvinte, să aveți la dumneavoastră mai mulți bani decât suma plătită pentru anul 2020.